tot cu mea una. Claudiu, zici Cerbu. Haide mă, câte acum te dezgheți, fii atent. Omul e blocat, e blocat aici pe scaun. Am râs vreo 10 minute eu cu Marius. Bine, nu de el, de golf care alergă dezbrăcat prin emisiune. Dacă îl vedeți la un moment dat, să știți că omul a luat bani de, nu știu, ce firmă are el pe piept și o să-l vedeți în fundal. A luat bani clar de acolo, noi nu. N-avem nimic de a face cu asta. Claudiu, mea una, a.k.a. Cerbu. De unde Cerbu? A venit o poreclă de la niște prieteni când mai eram mic și tot așa, după, prin vorbă în vorbă. Cu capul, nu știu. N-a făcut nimic cu capul. Bun, să trecem așa repede în subiect, să vorbim că n-avem decât 10 minute de interviu. Povestește-ne de golf. Cum a ajuns el să fie invizibil? Invizibil adică, pentru... Hai, spune-ne de la început, cum ai cumpărat mașina, cât a costat, ai ții minte? De cât timp o ai? O am de 6 ani. Mulțumim. Da, înainte am avut un Polo 6 în 2, din 2000. Și am zis, bă, hai că vopsesc, îmi plăceau mașinile de mic. Hai să mai pun o rată, mai pun niște roți, o vopsesc. Și am pățit să am accident cu ea, am dat peste o bordură că tot așa era joasă. Și s-a înduit plafonul, tot, rău. Pe de sub, rău, cutia s-a spart. Cea, n-am mai avut ce să fac, trebuie să dezmembrez. Da, după aia nu mai bag bani în mașini, mi-am căutat golful, l-am găsit golful. Am zis, hai să nu mai iau așa chel cum l-am luat ăla, am avut câteva dotări. Și după aia am zis că, bă, nu mai pun o suspensie, pun doar, niște roți. Doar, suspensie și roți. Așa, da, să fie nu, așa, drăguț, așa, da. Adică nu, nici să nu fie stoc, știi? Exact. Da, un pic aranjat. Bun, și de acolo? Și după aia am luat o suspensie, second, low budget, cum ar veni, am avut probleme, am găsit un cavel, l-am pus sus, după aia am mai modificat niște bări, era clean, am scos bandourile, după aia am lovit bările, cum erau clean și cu fibră făcute acum vreo 5 ani, am văzut la un prieten și vreau niște epete, hai să pun că se acoperă, am văzut la el, am început și eu, un colț în față, pe avitiarna a lovit în spate. A pus și spate. Bun. După aia se apropia evenimentul Justin Maniax la Kekish, dacă bine zic. Kekish, probabil, Kekish, da. Atunci. Bă, și hai să facem toată. Da, facem toată. Mergem la eveniment. No, roți, cât de cât. După aia m-am prietenit cu un prieten Marian, vopsitor. El a lucrat în Anglia vreo 7-8 ani. No, era bun prieten, bă, hai să facem mașina camuflaj. Eu fac preț bun, vii mă mai ajuns când ai timp, bun, o facem. Mi-a rugat moartea, au stat 6-7 luni. Cum? Ce-ai zis? Mi-a rugat moartea. Stau 6-7 luni la el în atelier, tumblam pe jos, mă duceam la serviciu, nu mie. Mă mai duceam, mai lucram, mai asta, după aia când ne apucăm. Vinea un show în Baia Mare, hai că ne apucăm să facem, cu vreo 3-4 săptămâni înainte. Mașina asta 7 luni s-o pregătiți sau ce? Da, dar bine, lucra numai când avea timp, că după program și când avea chef, probabil exact, o zi pe săptămână. Sau după amiază pe săptămână. Da, după aia când s-o apropia show, hai să tragem. Și n-ai văzut a mei cu bandă să facem desenul care e pe ea. Câteva ore bune, zi de zi, m-am mai ajutat niște prieteni și la urmă a arătat așa. Dar cum s-a executat vopsitoria? Adică mai întâi a fost o culoare, după aia ați dezizolat, no, ați vopsit alta? Nu, am îndreptat-o, adică pun eu fost probleme, chituit-o, șprins cât ce-o trebuit. Asta da, pregătirea, camuflajul, vopsirea în sine. După aia am găsit o poză pe internet în America, am zis, poți să faci așa? O facem. Au dat prima dată negru, pe a masca negru au început formele, gri, alb și celălalt gri. Și după aia a fost o lăcuit toată mașina, o mătuit-o. Și pe dar la ca să nu se vadă straturile de vopsea. Da. Și bineînțeles că toată lumea, colant, unii ți-a făcut ăsta, tot mă întrebau cât i-a costat să faci colantul. Mie da, mi-a zis. Probabil că oamenii te întrebau văzând mașina în poze, nu? Da. Sau nu vedeam o realitate și oricum și când mă duc la șor, dacă ți-e pe capot, tot mi-e urme, tot freacă, tot vadă, bă, dar unde e, mă, că nu se vede. Și după aia, bine, că la un moment dat, după ce am văzut, mă iervam că tot umblam jos și tot frecam bara. Hai să punem airride. După aia, tot. E singura ta mașină asta? E mai nu, și alta? Sau? Am noroc cu sponsorul de fratele meu, care am mașina lui, care nu o folosesc și nu mai vine acasă, el lucrează în București și nu, mai umblu eu cu ea. Folosește mai rar. Da. Și atunci
nu folosești pasta zi de zi? Nu, o țin în garaj, dar când e vreme bună sau am ceva, umblu cu ea. La evenimente sau de weekend? Da, și în timpul săptămânii, că eu lucrez într-un supermarket și nu am toate weekendurile libere. Și mai luni, marți, atunci umblu cu ea. Și vreme bună. Ce faci dacă te lovește cineva? Deschide ușa la supermarket și trebuie să revopsești piesa aia. E cam dificil, că albul și negru le nimerez. Griul e mai greu, că sunt făcute pe coduri. Și numai vopsitorul le știe. Mi-a zis, am încercat să fac. Dar el nu mai e aici, nu mai e. Ba, mai e. Bine, am fost la un moment dat un pic certat, dar acum i-am împăcat. Nu e okay. Deci poți să o lovești. Gata, mă, e simplu. Deci dacă te ceri cu vopsitorul, te împaci și după aia... Bun, zi-ne ce dotări are mașina. Ce probleme ai avut cu ea? Ce îi sfătuiești pe alții care își doresc un Golf 4 să-l modifice? Să nu-și ia 1.6. Tu ai 1.6? Da, 1.6. De ce să nu-și ia 1.6? Că... greu, merge foarte greu. Acum am zis la început, bine, și am 5 ani când mi-am luat eu mașina, am 6 ani, nu am avut atât așa mari cunoștințe cum am acum. Corect, nu? Dar, nu, când ai pus roți, când ai greu, mașina deja nu mai merge și consumă mult și nu mai merge. De ce nu schimbi motorul? Pentru reare și pentru că... Pentru că automobil. Și pentru că e mașina de weekend și probabil nu ai nevoie să mergi, nu știu. Da, dar mi-ar place când vin la un eveniment, mă chinui să mă duc să la drum. Tu și ia-ți bă motor, care e problema? Un turbo, fac 150 de cali, soft. Am ajuns deja la momentul ăla că nu mai vreau să bag bani în mașina. Așa, e ok, ajunge. Da, eu te cred, dar cred că la un moment dat o să treci de momentul ăsta și o să zici, bă, trebuie să bag bani în mașină, ce să mai iau? Hai că mi-au motor. Păi cam atâta mai am de schimbat, motor și niște frâne mai mari. Ne mai auzim noi peste timp și vedem ce s-a întâmplat. Zi-ne de Ride, cum se comportă, cum te mulțumește? E ok, la cât umblu, e ok. Și l-am deja imediat, l-am de 3 ani. Nu tare am avut probleme, am avut... mici probleme din greșeala mea că eu l-am montat. Deci eu nu m-am cumpărat kit-ul, dar montajul l-am făcut eu cu cineva. Și aia, nu, până la urmă le-am dat de cap și nu mai am probleme. Mai ok. Da. Atâta că e față-spate, adică nu e independentă. Okay. Nu e independentă, nu, un pic la curbe să cam clatină, dar eu cu motorul ăsta nu mă duc tare, deci e ok. Bun, zi-ne de Golf 4, la ce ar trebui să se uite oamenii când vor să-l achiziționeze sau cum să-l întrețină mai ușor sau ce motorizare ai recomandat tu pentru cineva care vrea să-și cumpere mașina asta? Mă, depinde, că dacă ții un Golf 4, părerea mea, un 8 turbo să ți-l iei, să-l lași stoc egal cu zero. Ori bași bani să-i faci 200-300 de cai, ori mai bine îl lași așa. Mai bine ți-ai altceva, mai bine ții diesel. Sau diesel. Da. Ar fi o variantă și asta decât un 8 turbo. Cam sunt Golf-uri, cam majoritatea arată bine, încă mai avem multe pe străzi. Nu sunt mari. Dar bine, toate ruginez la praguri, la aripi, cam acolo e problema lor, dar se schimbă, și la Hyon, atâta. Uh-huh. Dar eu, de exemplu, Golf-ul ăsta e din 2000, dar probleme cu rugina nu am avut. Alte probleme cu mașina? Ceva? Nu știu ce. Părerea nimic. Problema cu check engine-ul. Ceala s-a prinde, e boală la Golf, s-a prinde fel. Dar niște senzori, șterci. Poți să umbli mult și bine și după aia... Nu ți afectează mersul. Doar se aprinde un bec acolo, îi pui, stai cu negru. Și aia e. Nu știu dacă merge cu OBD 11 la Golf, la Golf 4. Trebuie să încercăm. Să vedem dacă merge la tine device-ul ăla super șmecher care șterge erori. Da. Și poți, bine, Golf-ul săracul nu cred că are foarte multe aplicații, ca să zic așa. Dacă vrei să-l cumperi, o să apară un link aici, dai click pe el. Costă de la 30 de euro varianta Basic sau 60 de euro varianta Pro. Cu credite, îți povestesc eu după aia că vorbim prea mult peste interviu. Omului cu acest superb Golf 1.6. O ultimă întrebare, de ce ți-ai pus roll cage? Mi-a plăcut cum arată. Simplu. Pentru design. Îți mulțumesc frumos, e simplu răspunsul, este mai mult decât suficient pentru toți oamenii care întreabă. Îți mulțumesc că ai acceptat așa până ai pus în masa interviul. Și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de share. Share the love, să vadă toată lumea, să vadă toată lumea Golful care nu știu cât se vede pe fundal, pentru că eu văd doar roțile. Se vede? Oare? Așa. Share, subscribe și ne vedem când ne întâlnim.